Ziua limbii noastre a început la Chișinău cu depuneri de flori. Primele trei persoane în stat însă au ignorat sărbătoarea, evitând să participe la manifestațiile publice. Igor Dodon, care s-ar afla pe muntele Athos în Grecia, și Zinaida Greceanei s-au limitat la o felicitare adresată cetățenilor pe Facebook, iar Ion Chicu l-a delegat pe ministrul educației să participe la depunerele de flori, fără a spune însă de ce a luat această decizie. Mai vizibili au fost cei din opoziție. Dacă de ziua independenței conducerea țării, păzită de 10 de bodyguards, nu a ezitat să se perinde cu flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de ziua limbii noastre primele persoane în stat au fost absente. În schimb, opoziția a fost mai vizibilă. În timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate a depus flori la mormintele poieților Alexei Mateevici și Grigore Veieru și cel al interpreților Doina și Ioan Alda Teodorovici, Platforma DA, Partidul Democrat și Blocul Electoral Unirea au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Alee Clasicilor. Că astăzi au ezitat așa toate cele trei prime. Nu am ezitat din momentul în care am devenit conștient, n-am ezitat să cred în limba română, să slujesc limbii române. Faptul că lipsește astăzi conducerea de vârf a țării îmi displace și regret țării, foarte mult. Lor le este frică. Lor le este frică de limba română, lor le este frică de cetățeni, lor le este frică de adevăr, lor le este frică de unire. Este o chestie plină de simbolism, aceasta este atitudine instituționalizată, politico-administrativă, dacă vreți, a lui Dodon și toată camarila sa legată de limba română. La depuneri de flori au participat și veterani războiului de pe Nistru, dar și câțiva cetățeni de rând. Eu ești la conducea o limbă moldovenească, dar noi avem limba cea română pentru care am luptat din tinerețe. Rusismul este în fruntea țării. De acum au apărut străzi în limba rusă. Între timp, șeful statului Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei au ținut să felicite cetățenii pe o rețea socială, fără a preciza însă ce limbă sărbătoresc. Fie că îi spunem moldovenească, așa cum preferă majoritatea moldovenilor, fie că îi spunem română, așa cum preferă mulți alți concetățeni, e aceeași limbă și ea noastră. Nu trebuie să ne dezbine limba care, de fapt, ne unește. Este o sărbătoare care oferă fiecărui cetățean prilejul de a cinsti în mod solemn limba maternă, ca parte importantă a identității și culturii sale, au scris oficialii. Iar premierul Ion Chicu l-a delegat pe ministrul educației, Igor Șarov, să participe la depunerile de flori. Acesta a venit însoțit de câțiva angajați ai ministerului. Unde este premierul Ion Chicu? Nu vă pot spune. Am fost delegat în numele guvernului să depun flori la monumentul. Întrebați ce sărbătoresc astăzi, unii cetățeni nu știau, iar alții ne-au vorbit în limba rusă. Eu îi doresc limbii române să fie vorbită de mai mulți, să fie primită în mai multe țări, să fie apreciată așa cum o apreciez și eu și... Ce faceți în această zi? Pe ruschi vă dugăveriți. Da, ziua independenței. Independenței? Da. Ziua limbii române? Da. Ziua limbii române, da, m-am greșit. Astăzi și în România se sărbătorește ziua limbii române.